Mijlocaș stânga îl văd pe Florinel Coman. Deja la noapte ați văzut. Ei, asta crede tot ce zic. 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 Salutare lume, eu sunt Cristi și bine v-am găsit într-un nou episod. Ei bine, da băieți, astăzi o să facem ceva mai diferit față de ce am făcut până acum pe oricare canal vreți voi. Astăzi, băieți, o să vă arăt predicția pentru echipa anului, pentru Team of the Year, pentru că putem în fiecare an practic să ne alegem noi echipa noastră și cred că contează un pic și voturile noastre, cred. Sau cel puțin contează la, știu că anul trecut a fost Neymar la jucătorul anului, gen care l-am votat noi. Și s-ar putea să fie și anul ăsta la fel, deci cine știe. Așa că astăzi, băieți, o să vă prezint cel mai bun prim 11 după părerea mea din acest sezon. Și da, dacă vă place, băieți, acest videoclip, dați-vă acolo un like să facem cât mai multe. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram. Deci dacă nu-mi dai follow pe Instagram, ai 10 ani de ghinion. Îți zic eu sigur. Bun, și hai să începem, băieții. Totodată vreau să-mi lăsați și voi în comentarii care este cea mai bună echipa anului pe care o credeți voi, care credeți voi că va fi. Deci hai, băieți, să începem primul și în primul rând cu portarul, unde avem 5 opțiuni. Avem Alisson, avem Ter Stegen, avem Ederson, Onana și Oblak. Zic eu 5 variante, toate foarte foarte bune. Dacă ar fi să fac un top 5, nu știu, o să vă zic de pe acum, merg pe Alisson, cred că el va fi. Dacă e să fac un top 5 la portari, aș merge întâi pe Alisson, apoi pe Oblak, Ter Stegen, Onana și Ederson. De ce Onana peste Ederson? Pentru că a avut performanțe foarte mari cu Ajax, sau totuși ajunge în semifinalele Champions League, nu este puțin. Și zic eu ar merita Onana în locul 4, dar în orice caz, ținând cont că virgulă contează cel mai bun, Alisson este varianta mea. Și după cum știți, în ultimii ani era o apărare formată din aproape jumătate, sau mult de jumătate din defensivă era formată din jucători de la Real Madrid. E bine, anul ăsta eu sincer aș merge pe o apărare formată din jucători de la Liverpool. Robertson, fundaș stânga, fundaș central, bineînțeles, ar fi Virgil van Dijk, fără niciun dubiu. Fundaș dreapta ar fi Trent Alexander-Arnold, uitați-l aici. Și ar mai fi un fundaș, să vedem pe cine alegem. Ar fi Bonucci, Sergio Ramos, Jimenez, David Silva, De Ligt, Skriniar, Koulibaly, Hummels, Laporte, Marquinhos și Vertonghen. Bă, sunt mai mulți cutori pe care i-aș vedea eu în această echipă. Aș alege undeva între Sergio Ramos, De Ligt sau poate Vertonghen, poate pentru că a ajuns în finala Champions League, dar în principal între De Ligt și Sergio Ramos. Și cred că o să fie totuși Sergio Ramos. Cred că o să fie, dacă e singurul, dacă e să fie, clar este că nu o să fie mulți de la Real Madrid, părerea mea, și cred că Ramos ar putea fi unul dintre ei. Deci anul ăsta avem o apărare full Liverpool, aproape full Liverpool. Dacă în anii trecuți am obișnuit cu apărare full Real Madrid sau aproape full Real Madrid, acum este Liverpool. Ce drept, au avut un sezon grozav și asta nu poate să lua ia nimeni, cum s-ar ce, meritele sunt numai ale lor. La mijlocaș avem foarte multe opțiuni. Dacă nu-i vedeți pe toți, să vă zic și eu odată: Modric, Tadic, Havertz, Henderson, Eriksen, Verratti, David Silva, Ziyech, Fabinho, De Bruyne, Dybala, Royce, Kanté, De Jong, Wijnaldum și Sancho. Sancho, mă rog, este RM, ar putea fi și right winger, deci nu știu, din toți acești jucători aș merge în primul rând pe, cred eu, De Bruyne, cred că intră cu siguranță. O să merg din nou pe Kanté, pentru că totuși a câștigat Liga, a câștigat Europa League parcă cu Chelsea. Și, nu știu, spre exemplu, jucător pe care nu i-aș vedea eu să intre în Team of the Year sub nicio culoare, spre exemplu, nu-l văd pe Tadic, sincer, mi se pare cel mai mic șansă dintre toți jucătorii ăștia să intre în Team of the Year. Havertz, la fel, nu cred că are cine știe ce mari șanse, nici măcar Henderson, chiar dacă e capitanul lui Liverpool, nu-l văd să-i fie. Verratti la fel, n-a avut chiar performanțe uriașe, mai ales la club.
Nici pe Ziyech, să fiu sincer, nu-l văd, deși a avut un sezon bun la Ajax. Cine n-ar mai fi? Și Sancho cred că nu poate să intre, totuși e și rămân, nu cred că l-ar pune mijlocaș central. Plus că n-a avut așa performanță așa cu clubul și el era poate primul sau al doilea lui an mai bun la Dortmund, deci nu cred. Sincer, al treilea jucător cred că va fi De Jong, Frankie De Jong. Trebuie să fie un jucător și de la Ajax. Și dacă n-a fost Onana, dacă n-a fost Taliafico, dacă n-a fost De Ligt, este De Jong, trebuie să fie De Jong. Și cam așa aș vedea eu mijlocul. E un mijloc foarte asemănător cu mijlocul din 2018, din 2018 cred. Da, nu știu, practic singurul care a fost schimbat a fost Modric înlocuit cu De Jong. Sincer, Modric nu-l văd să intre sub nicio culoare în Team of the Year. Și cred că trecem la poate cea mai simplă parte, cel puțin pentru mine. Sincer, văd un atac foarte, foarte basic. Mijlocaș stânga îl văd pe Florinel Coman, a.k.a. Mbappe. Vârf îl văd, bineînțeles, pe Cristiano Ronaldo, iar right winger pe Lionel Messi. Nu, sincer, nu văd un Team of the Year fără Ronaldo și Messi în atac. Nu văd un Team of the Year fără ei, fără cei doi. De ce zic asta? Băi, nu știu, sunt jucători fantastici, au avut o carieră fantastică. Poate ultimul an n-a fost cel mai bun pentru niciun Ney, sau mă rog, a fost chiar cel mai bun an, dar eu cred că vor intra în Team of the Year. Mbappe, a.k.a. Florinel Coman, zic eu, intră și el pentru că a avut un sezon destul de bun la PSG și este un jucător destul de în vogă. Nu știu, un alt jucător care, mă rog, ar fi mai mult jucător de atac, părerea mea, care ar merita să intre. Spre exemplu, Lewandowski merită pe deplin cu siguranță un loc. Son și el a avut un sezon foarte, foarte bun. Nici Bobby Firmino n-a avut un sezon rău, nici Aguero, nici Salah, Mane. Dar sunt mult prea mulți, iar Ronaldo și Messi, eu îi văd acolo fixați, să fiu sincer. Încă cel puțin un an de zile mai vor fi acolo cu șanse foarte, foarte mari. Practic, eu zic că ca și, așa cum a și fost de fapt în ultimii ani, mereu s-a disputat locul din atac doar la al treilea jucător, primii doi se știau, Ronaldo și Messi, așa e și anul ăsta, merg tot pe Mbappé ca și anul trecut, deși încă o dată zic, și Lewandowski chiar avea șanse, și Salah, și Mane, chiar și Son, dar eu totuși aleg Kylian Mbappé, Florinel Coman, bineînțeles, și eu așa văd echipa anului. Mă rog, toți jucătorii care sunt aici nominalizați, zic eu, au merite și meritau să intre, dar bineînțeles nu există o echipă cu 80 de jucători sau cât sunt aici, habar nu am cât sunt, dar sunt foarte, foarte mulți. O să vă las și în descriere un link dacă vreți și voi să vă construiți propria echipă, o să dați acum un submit your vote. Și da, cam asta a fost videoclipul, băieții, încă o dată zic, asta este predicția mea pentru Team of the Year. Full apărare Liverpool, mă rog, și Ramos, mijloc similar cu cel de anul trecut, excepția fiind De Jong, iar atacul rămâne neschimbat, zic eu oricum, era un atac foarte, foarte bun. Nu știu, încă o dată zic, lăsați în comentarii care este cel mai bun 11 după părerea voastră și dați un like, share prietenilor voștri, foarte, foarte important. Și da, eu am fost Cristi și până data viitoare... Să aveți o zi bună. Pa, pa!